FCSB ia titlul, domnul Iancu. Așa cum pare, da, e la mâna ei, are 7 puncte diferență, 7 puncte mult în play-off. Credeați în vreo omenie la meciul de aseară, cum au acuzat rivalele cu Ștefănescu și, mă rog, tot scandalul care a fost în ultimele 24? Nu-mi plac echipele care nu mai sunt motivate în play-off. Cred că 6 sunt prea mult. Eu aș coborâ play-off-ul la 5. Maxim. Adică 5. Vi s-a părut o echipă demotivată, Sepsi? Întotdeauna, da, bineînțeles. La modul cum a arătat în teren. Și numai 3 seturi din echipă, no name, no face, no name. S-au încercat, dar erau limitați. N-aveau cum. Deși rezultatul e strâns, n-a arătat ce s-a întâmplat în teren. E clar. Dar nu, lucrurile sunt clare. În play-off de 4, de 5, nu știu, bine, 5 e fără soț, nu, e greu. Dar 6 sunt foarte multe. Sau să găsească o soluție să motiveze pe toate 6 echipele, pentru că altfel nu. Întotdeauna, deci, cel puțin una se găsește să... Da, așa a apărut Sepsia seara. Așa a apărut Sepsia seara, aveți dreptate, chiar așa a apărut. Da, da, deci treaba cu Ștefănescu e chiar felicit Rapidul. Prin vocea lui Angelescu, iarăși, pe care l-am criticat, dar iată când face lucruri bune, era momentul ca o contracandidată, cum e Rapidul, să iasă să spună lucrurile pe nume. Chiar dacă așa de urât se vede treaba, faptul că Ștefănescu nu joacă niciodată împotriva Stelei. Cifrele sunt unele chiar care te descurajează, nu înțelegi. Da, ia ziceți, nu mai credem în coincidențe. A, nu. Asta, lucrurile sunt clare. Numai cine nu a fost un fenomen implicat. Cum să? Păi trebuia să facă tot posibilul. Absolut, trebuia să-l schimbe la un anumit moment în ultimul meci, în așa fel încât să nu ia galben. Sunt nicio voie. Ei, în ultimul minut, după ce dai gol, în ultimul minut e galben și nu știu. A, deci e evident că băiatul n-a vrut să joace. Absolut, absolut. E cu ochii după ei. Da, e cu ochii după ei. Se va și întâmpla, dar oricum Steaua, FCSB-ul avea prima șansă și s-a și dovedit. El la mâna ei m-a întrebat dacă o să câștige campionatul. Cred că e timpul și e coaptă, pe bune, ca să folosim cuvântul ăsta așa mai românesc, mai agricol, e coaptă și trebuie să culeagă roadele. Are Hagi, are vreo șansă? I-ați văzut izbucnirea. Dom'le, nu suntem respectați, nimeni nu vorbește de noi la titlu. Suntem totuși campioana României. Atitudine bună, dar de la dorință la putință, astăzi, în campionatul ăsta e distanță mare. Plăcut Craiova a făcut o figură frumoasă, dar nu știu dacă are continuitate. Dacă va asigura continuitate, o surpriză neplăcută este atacul CFR-ului, care pur și simplu nu există. Deci campionatul ăsta au jucat fără atac. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu, Varga, acum chiar și Balaș. Eu nu am cuvinte bune de Balaș, dar ca administrator mi-a plăcut cum s-a mișcat la CFR. Dar anul ăsta să joci fără atacanți, așa ceva, nu pot să înțeleg. Da.